Expoziția Internațională de Sculptură în Piatră de la Măciuca s-a încheiat, dar ecourile ei acum încep să se audă. 11 sculptori din 4 țări au participat la această a doua ediție a Simpozionului Internațional din localitatea Vâlceană, al cărui principal obiectiv este acela de a pune în valoare spațiul rural, de a-i da alte valențe. Pentru 3 săptămâni, în perioada 2-21 octombrie, artiștii prezenți au realizat mai multe sculpturi, care pot fi admirate în parcul de artă monumentală amenajat în centrul localității Măciuca și care cuprinde și celelalte lucrări realizate la prima ediție a taberei în 2014. Ideea organizării acestei tabere a aparținut unui sculptor originar din Măciuca, Viorel Enache, care s-a stabilit de mulți ani la Paris. Acesta, împreună cu omul de afaceri Dan Nițu, deloc tot din Măciuca, au pus la cale acest simpozion, cu scopul de a lăsa în urmă ceva durabil, de care să se bucure cât mai mulți. Acest proiect rămâne deschis, flexibil. Vin din zona de business, așa că mi se pare important să fim competitivi și performanți. Rămâne să redefinim împreună aceste concepte, astfel încât să obținem un nivel înalt de performanță și în domeniul cultural. Suntem la sfârșitul celei de-a doua ediții de tabără de sculptură la Măciuca și, cum spunea Dan, e adevărat că este un proiect, trebuia să fim nebuni ca să facem ceea ce am făcut în aceste 3 săptămâni la Măciuca. Mă refer la monumentul Reginei Maria. A fost o muncă, nu putem să vă descriem, s-a lucrat și zi și noapte. Unii lucrau până la 7 seara și la 7 seara intrau alții care lucrau până la 4 dimineața, 4-5 dimineața. Deci s-a făcut maxim, am lucrat ca niște titani. Titani mai mici, da. Toată lumea a foarte multe remarci, toată lumea care au venit din Paris, de la Cluj, în altă zonă, spun, domne, traversăm țara, este la fel peste tot, dar când ajunge la Măciuca se întâmplă ceva. Parcă e o lumină, ceva se întâmplă, e deosebit față de alte zone. Sper că așa să fie și să continuăm să facem aceste eforturi și poate astăzi, într-o zi de frumoasă, de sâmbătă, am adus soarele cu noi, mâine plecăm, deci îl luăm în Franța. Aș vrea să fac apel la toată lumea, din Comuna Măciuca și din țară, noi artiștii, dacă ne unim, putem să facem lucruri foarte multe, nemaipomenite. Să uităm problemele personale, politice și alte detalii peste care trebuie să trecem ca să facem ceva bun, să lăsăm pentru țară, pentru județul Vâlcea și pentru Măciuca. Închiderea oficială a taberei de sculptură de la Măciuca a avut loc sâmbătă, 21 octombrie. Invitați la eveniment au fost oameni de cultură din Vâlcea și din țară, care au apreciat eforturile organizatorilor acestei tabere, care se conturează a deveni unul dintre evenimentele artistice de marcă ale plasticienilor români, similar cu tabăra de sculptură de la Măgura din anii 70-80. V-aș invita, așa ca să vă faceți o idee de ansamblu, să priviți doar ceea ce s-a întâmplat cu lucrările din prima ediție, să priviți acest parc de sculpturi atât de bine gândit și de bine amplasat, într-un loc în care aproape că nu te-ai gândit că poate să existe așa ceva. Am ascultat și ceea ce a spus domnul Viorel Enache mai devreme și mi-am adus aminte de celebra tabără în piatră de la Măgura Buzăului, cea mai lungă tabără în piatră din România și probabil cea care a dăruit cele mai multe lucrări monumentale. În momentul de față, lucrările acelea sunt într-o stare deplorabilă, deși se pare, după cum au spus cei mai mulți care cunosc locul, e vorba despre parcul cu cele mai multe lucrări de sculptură monumentală din Europa. Ceea ce se întâmplă acum mi se pare, dacă vreți, și ca un gest compensatoriu față de eforturile celor care au făcut tabere de sculptură înaintea noastră, a celor care, începând din anii 70, au dezvoltat acest fenomen cultural extraordinar pentru România. Treptat, pentru că vremurile s-au schimbat, oamenii s-au schimbat, mentalitățile s-au schimbat și ele, inițiativa oficială, să spunem,
a scăzut în intensitate și în interes și a fost preluată de către inițiativa privată. Adică, spus cu alte cuvinte și mult mai simplu, sunt oameni care au posibilități financiare și au înțeles că, de fapt, cel mai important lucru atunci când poți să faci ceva este chiar să lași în urma ta un lucru durabil. Organizatorii promit să continue și în anii care vin această tabără, tot cu participare internațională. Proiectul de bază al ediției din acest an, acela de a realiza prima statuie ecvestră a unei regine a României, nu a fost terminat, dar artiștii implicați promit să se întoarcă în primăvară să finalizeze statuia Reginei Maria, proiectul lor fiind deja inclus în sărbătorirea centenarului Marii Uniri din 2018. O nouă șansă pentru tinerii care vor să lucreze în Poliția Română. În perioada 13-21 ianuarie 2018, Școala de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina și Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca organizează concurs de admitere pentru o nouă promoție de elevi. Sunt scoase la concurs 1300 de locuri, dintre care 16 locuri speciale pentru romi și 10 pentru minorități la școala din Câmpina și 300 de locuri la școala din Cluj-Napoca. Durata studiilor este de un an, iar cererile de înscriere a candidaților pentru concursul de admitere se vor primi până pe data de 5 decembrie 2017. Dosarele de recrutare ale candidaților se transmit la unitățile de învățământ până la data de 5 ianuarie 2018, prin grija unităților cu sarcini de recrutare stabilite la nivelul Poliției Române. Probele pe care le vor susține candidații, tematica și bibliografia vor fi afișate în cel mai scurt timp, atât pe site, cât și pe pagina de Facebook a Poliției Române. Ultima sesiune de admitere la școlile de agenți de poliție a avut loc în luna septembrie a acestui an. Probele de concurs au fost probă medicală, probă fizică și testul scris, gramatica limbii române și limbă străină. A plouat cu amenzi și dosare în vacanța de vară. În perioada 1 iunie-15 septembrie 2017, polițiștii din Vâlcea au aplicat peste 12.000 de sancțiuni contravenționale, aducând la bugetul de stat peste 4 milioane de lei. În aceeași perioadă au fost confiscate bunuri în valoare de 75.000 de lei. În perioada de referință au fost organizate 911 acțiuni, sesizate 1823 de infracțiuni, 657 contra persoanei, 575 contra patrimoniului, 11 infracțiuni de corupție și de serviciu, 218 la regimul rutier și 362 infracțiuni de altă natură. De asemenea, efectivele de poliție au depistat în flagrant 274 de avocate de fapte. Totodată au fost aplicate peste 12.000 de contravenții, în valoare totală de peste 4 milioane lei, fiind confiscate bunuri în valoare de 75.358 lei. În zonele turistice din județul Vâlcea, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat în principal pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale din domeniul turismului, alimentației publice, comerțului cu produse alimentare și nealimentare. Lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat și 27 de acțiuni, sunt efectuate verificări în 9 târguri și piețe și la 186 de agenți economici de pe raza celor două municipii, orașelor Brezoi, Corezu și în toate stațiunile din județ. A fost aplicate în total 153 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 400.000 lei, fiind confiscate totodată bunuri în valoare de peste 55.000 lei. În cele 3 luni și jumătate, cât au acționat pe linia prevenirii criminalității, polițiștii au pus în executare 25 de mandate, din care 8 mandate de executare a pedepsei închisorii, 5 mandate de arestare preventivă, 11 mandate europene de arestare și o sentință penală.
Vaccinul antigripal așteptat și în acest an de 10.000 de vâlceni. Direcția Județeană de Sănătate Publică a comandat peste 50.000 de doze de vaccin care protejează populația împotriva gripei. Teoretic, vaccinarea ar trebui să se facă înainte de debutul sezonului rece, dar campania de imunizare va debuta și în acest an mai târziu, întrucât serul nu a ajuns în Vâlcea. Aproape jumătate din dozele comandate ar trebui să ajungă la bolnavii cu afecțiuni cronice din județ și la personalul medical din spitale. De asemenea, vârstnicii și copiii ar trebui să beneficieze de imunizare cu prioritate. Aceste doze sunt, după cum urmează, pentru afecțiuni medicale cronice 18.937, pentru gravide 274, personal medico-sanitar 2526, pentru personalul și pentru pacienții din instituțiile de ocrotire socială 1004 doze și pentru persoanele peste 65 de ani 31.259 de doze. În 2016, primele doze de vaccin antigripal au ajuns la medicii de familie înainte de sfârșitul lunii octombrie. Realizarea unui traseu de promenadă pe digul râului Olt, parc de agrement în zona captării izvoarelor Hotel Central și realizarea unui camping, toate în orașul Călimănești. Sunt cele trei proiecte cu finanțare de la bugetul de stat cuprinse în masterplanul investițiilor în turism, precizează primarul Florinel Constantinescu. Suntem în situația în care am răspuns la timp, pregătindu-se un masterplan în turism către Ministerul Turismului, și acest master plan deja a fost aprobat, iar în anexa acestui master plan suntem singura localitate din Vâlcea prinși cu trei proiecte pentru finanțare. Și acesta, ce proiecte? Și acesta ar fi această pădure parc și pe da? Mine mă bucură acest lucru. Ar fi extraordinar. Pentru că în felul acesta poate reușim să facem un parteneriat cu Rom Silva ca să putem să accesăm aceste fonduri. Este vorba de faleza Oltului, da? Iar așa un proiect pe care nu puteam să-l facem tot datorită proprietății sau lipsei de proprietate, nu puteam accesa aceste fonduri europene și este vorba de un camping, să zic, turistic, care... În ce zonă ar fi? În zona stânga Oltului, știți că vorbeam eu de acel traseu de bicicli și asta, da, am identificat acolo... Păușa Brezoi, da, în parteneriat cu administrația de acolo. Da, și am identificat acolo terenuri care pot să fie și cu ocazia aceasta să facem, să zic, și căile de acces de care discutăm. Da. Discutam, bine, și iluminatul și tot ce presupune un astfel de obiectiv. Și suntem cuprinși, încă o dată spun, pe această anexă și propuși pentru finanțare. Pentru investițiile realizate în stațiunile de interes local, contribuția Ministerului Turismului este de 85%, iar contribuția Unității Administrativ-Teritoriale Beneficiare este de 15%, precizează primarul orașului Călimănești, Florinel Constantinescu. Candidatul PSD pentru funcția de primar al comunei Vlădești, Adrian Cosac, promite că va continua implementarea proiectelor începute, dar va demara și altele noi, care să finalizeze procesul de modernizare a localității. Extinderea rețelei de apă potabilă, dar și a celei de gaze naturale, sunt doar două dintre prioritățile candidatului social-democrat pentru primăria Vlădești. Printre prioritățile, extinderea rețelei de apă potabilă și colectarea apelor reziduale, asfaltarea tuturor drumurilor de interes local, inclusiv în satele Pleașa, Trundin și Fundătura. Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale în toate zonele unde sunt solicitări. Continuarea modernizării și consolidării aleilor pietonale și construirea de rigole colectoare ale apelor pluviale de o parte și de alta a drumului național 64. Modernizarea centrului civic și înființarea unei piețe publice. Modernizarea sistemului de iluminat public și a sistemului de supraveghere.
modernizarea bazei sportive a școlii, construirea unui pod peste râul Olănești, modernizarea și dotarea școlii Grigore Mihăiescu, corpul A și B, construirea unei săli de sport, implementarea proiectului de colectare selectivă a deșeurilor, extinderea rețelei de fibră optică pentru 3 servicii, telefonie fixă, internet și televiziune, în satele Pleașa, Fundătura, Trundin. Înființarea unui centru de informare turistică pentru punerea în valoare a obiectivelor turistice principale ale zonei. Reînvierea tradiției Olăritului. La alegerile locale parțiale pentru funcția de primar al comunei Vlădești, care vor avea loc pe data de 5 noiembrie 2017, sunt așteptați la urne 2645 de cetățeni cu drept de vot, la nivelul comunei fiind amenajate 2 secții de votare. Candidatul PNL pentru funcția de primar al comunei Vlădești la alegerile locale parțiale din 5 noiembrie, Cătălin Mamotă, și-a continuat campania electorală din poartă în poartă, pentru a afla de la localnici problemele cu care se confruntă. De profesie jurist, Cătălin Mamotă are experiență în administrația locală, având la activ un mandat de primar, unul de viceprimar și 3 mandate de consilier local al comunei Vlădești, susține liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. Am venit la această conferință de presă cu domnul Cătălin Mamotă, candidatul nostru pentru funcția de primar al comunei Vlădești, la alegerile parțiale care vor avea loc la începutul lunii viitoare. Pentru cei care nu-l cunosc pe domnul Cătălin Mamotă, este un liberal vechi, de profesie jurist. Domnul Mamotă este căsătorit, are un copil, are o experiență vastă în administrația publică, un mandat de primar, fiind un mandat viceprimar și 3 mandate consilier local. Toți cetățenii din comuna Vlădești îl cunosc pe domnul Mamotă ca fiind un om care trăiește din propria muncă, nu pentru că se gudură pe lângă șefii de partid. Noi vă prezentăm astăzi un candidat care are capacitatea, are libertatea și voința de a face ceva pentru locuitorii comunei Vlădești. Am considerat că pot veni în fața locuitorilor din Vlădești din mai multe considerente. Parte din consătenii mei au anumite nemulțumiri acumulate de-a lungul timpului. Nu ăsta e scopul principal al discuției. Personal am considerat de-a lungul timpului că am ceva de spus pentru comunitate. Așadar, anul trecut, la alegerile din 2016, când începea un nou mandat de 4 ani, am venit cu un program în fața locuitorilor din Vlădești. Am obținut un anumit număr de voturi. Dat fiind lucrul acesta, am considerat că merită să punctez programul respectiv. Așadar, din poziția de consilier local, am reușit să mă fac vizibil cât de cât în fața oamenilor cu câteva acțiuni pe care le-am inițiat din proprie inițiativă, ca să spun așa. Reabilitarea infrastructurii rutiere și extinderea rețelei de alimentare cu gaze sunt 2 dintre prioritățile candidatului PNL pentru funcția de primar al comunei Vlădești, Cătălin Mamotă. Împreună putem mai mult, suntem o comunitate puternică, este sloganul de campanie electorală al candidatului ALDE pentru funcția de primar al comunei Vlădești, Gheorghe Guțui. Continuarea proiectelor aflate în derulare, finalizarea acestora și demararea mai multor investiții noi, vitale pentru comunitatea din Vlădești, sunt câteva dintre promisiunile electorale ale candidatului ALDE la funcția de primar al acestei comune, Gheorghe Guțui. Consider că am experiența și maturitatea de a fi un primar bun al localității și am ambiția ca din Vlădești să fac o localitate rurală
la nivel european, dar nu numai din punct de vedere statistic, ci chiar din punct de vedere real. Adică să nu se facă diferențe, orică suntem în Vlădești, orică suntem într-o locație din Austria sau Franța sau Italia, să fie la fel. Mai sunt lucruri de făcut în Vlădești, sper să le pot realiza și am ambiția asta să fie una dintre cele mai frumoase comune ale județului Vâlcea. Care e cea mai mare problemă a Vlădeștiului la ora actuală? Bănesc că știți, trăiți aici, cunoașteți. Da, sigur, nu există o mare problemă a localității, sunt câteva probleme aici în zona cu niște alunecări de teren, care ar fi principala problemă, iar o problemă care nu depinde numai de primăria Vlădești este lacul de acumulare care este colmatat și decomaltarea lui ar fi și o protecție a orașului Râmnicu-Vâlcea. Dacă vă aduceți aminte, când au fost inundațiile din 2014, nivelul de apă a fost atât de mare, să știe, încât dacă era puțin mai mare, chiar inunda orașul Râmnicu-Vâlcea. Acest lac de acumulare este, de fapt, ar fi o protecție pentru întreg municipiul Râmnicu-Vâlcea și pentru reglarea, bineînțeles, hidrografică a râului Oronești. Astea ar fi principalele mari probleme ale comunei Vlădești. Care este mesajul către alegători? Mesajul meu este să mă voteze, pentru că cu siguranță voi demonstra profesionalism și sigur voi duce mai departe proiectele care le-a avut primarul Ghiță și actualul viceprimar cu atribuțiuni de primar și voi face și alte lucruri care le voi explica în campania electorală. Comuna Vlădești are nevoie, în primul rând, de drumuri mai bune, de utilități, de alimentare cu gaze, iar Gheorghe Guțui consideră necesare aceste obiective, susține liderul ALDE Vâlcea, Dumitru Lovin. În cursa pentru câștigarea funcției de primar al comunei Vlădești, Gheorghe Guțui este susținut și de liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Acesta este convins că Gheorghe Guțui are cele mai bune soluții pentru modernizarea Vlădeștiului și îl va ajuta să-și pună în aplicare proiectele. Aproape 86 de ani, după sute de articole și zeci de volume, Dinu Săraru a mai editat o carte. Arhiepiscopia Râmnicului a fost gazda evenimentului prilejuit de lansarea volumului Râmnicul meu, care a apărut cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Varsanufie la editura Praxis Arhiepiscopiei Râmnicului. Avem un regal nu doar al literaturii române în Vâlcea, ci avem un regal al orașului Râmnicu-Vâlcea. Cartea de față, cu siguranță că vă convinge, dacă nu v-a convins deja, că academicianul Dinu Săraru și-a pus sufletul în orașul natal, chiar dacă astăzi trăiește de ani buni în capitala țării, sufletul academicianului Dinu Săraru este aici, în mijlocul nostru. Sunteți doar scriitorul unei anumite porțiuni de viață, numită rurală, în multe interpretări dumneavoastră, și sunteți un scriitor european, mai ales prin ultimele apariții. Aș vrea să vă spun că ultima carte a maestrului Dinu Săraru a apărut în urmă cu 3 zile și ne dăjuim că se va lansa, nu știu când va fi posibil, probabil la primăvară, aici în Râmnic. Așa cum în urmă cu câteva săptămâni s-a lansat o altă carte a dânsului, numită Ura din ochii vulpii, care îl face de maestru Dinu Săraru egal cu toate personalitățile scriitoricești ale lumii, nu numai ale Europei. Este un mare avantaj pentru Râmnic că îl are pe Dinu Săraru. Și-ar dori mulți și-ar dori Bucureștiul să-și asume. Însă Dinu Săraru a rămas cu slătioara lui, a rămas cu Râmnicul, unde s-a născut. Bucuria pe care mi-ați făcut-o astă seară, în altă simțite și dumneavoastră, stimați ascultătorii mei, care dați întâlnirea cu mine, este o bucurie extraordinară. Mi-ați mai lungi viață, să știți. Și vă mulțumesc. Vă rog să mă credeți că m-ați întinerit și că vă sunt dator
cum sunt dator râmnicului, pentru că vă spun cinstit, mă arde inima când intru în râmnic, parcă am 15 ani, 13 ani și dacă ar fi castanea, dă cu pijolul. Vă mulțumesc! Fiind observator al realității românești, al vieții rurale, dar și urbane, în această carte, maestrul Dinu Săraru redă un tablou complet al râmnicului de altădată. Cititorul care va răsfoi paginile acestei cărți mărturie va avea bucuria de a descoperi, pe lângă stările sufletești ale autorului, chipurile devenite personaje de roman ale tuturor celor care i-au marcat existența pentru totdeauna. Asociația Seniorilor Vâlceni la ceas aniversar. Iar după amiază, la Biblioteca Județeană Antimi Vireanul a avut loc o întâlnire aniversară, dar și de suflet a seniorilor din educație, știință și cultură. Manifestare care anul acesta a ajuns la ediția a 5-a. Cu 10 ani în urmă, 22 de oameni de știință și cultură puneau bazele unei asociații, al cărei scop este acela de a promova valorile vâlcene. România, numai prin cunoaștere și prin știință. Prin cunoaștere omul domină natura, domină societatea și se domină pe sine. Iar societatea noastră culturală de așa ceva se ocupă. Știe și să preamărească pe cei care înainte s-au ocupat de așa ceva și continuă să creeze știință, artă și cultură. Vă mulțumim foarte mult, fiindcă sunteți prezenți în număr mare, la acest eveniment prin care marcăm 10 ani de la constituirea Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură din județul nostru. Asociația noastră, privită în perspectiva timpului, a intrat în istoria Râmnicului și a Vâlcii, precum și în istoria asociațiilor învățământului seniorial din țară, ca o inițiativă curajoasă și semnificativă, aparținând unei generații de dascăl de oameni ai binelui, care și-au propus să transmită un mesaj bilduitor de continuitate în gândire și acțiune generațiilor prezente și a celor care vor veni. Feriți de patima politicului și a orgoliilor exagerate, ne-am construit un drum propriu, prin echilibru și înțelepciune, punându-ne astfel amprenta creativă în spațiile culturale și educative vâlcene și nu numai, reașezând la locul lor și promovând valorile culturale ce ne exprimă identitatea națională și locală. Reprezentați repere pentru spiritualitatea vâlceană și pentru tot ceea ce s-a întreprins în decursul timpului în acest județ. Mulți dintre dumneavoastră ați construit foarte multe lucruri bune în domeniul cultural și științific, lucruri care, pe care urmașii dumneavoastră vor trebui să le ducă la nivel măcar pe care dumneavoastră l-ați realizat. Pentru sprijinul pe care această asociație l-a primit, încă de la înființare, au fost acordate diplome de mulțumire tuturor celor care au fost alături de seniori în demersul dezvoltării sociale și intelectuale a comunității vâlcene prin activități educative. Printre acestea se numără instituțiile Prefecturii Județului Vâlcea, Consiliului Județean Vâlcea, Inspectoratului Școlar al Județului Vâlcea, Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea și Arhiepiscopiei Râmnicului. Echipa de volei a Colegiului Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea, debutează astăzi în Campionatul Național Masculin al Juniorilor, competiția ajunsă la cea de-a doua etapă. Seria C are în componență 5 echipe, motiv pentru care în runda inaugurală vâlcenii au stat. Iar acum, la sala Capela, elevii antrenorului Marius Mărgărit primesc vizita formației Colegiului Național Nicolae Titulescu din Craiova. În afară de echipa din Craiova, vâlcenii mai au ca adversare în grupă reprezentantele cluburilor sportive școlare din Blaj, Timișoara și Cluj. Formația gazdă în echipament galben-negru a avut o misiune dificilă în fața echipei din Bănie, în condițiile în care elevii profesorului Marius Mărgărit, majoritatea elevii în ultimul an de liceu, participă la un singur antrenament pe săptămână. Chiar dacă au pierdut primul set la 10 puncte diferență, în dese rânduri vâlcenii au opus rezistență, trecându-și în cont câteva reușite spectaculoase.
În actul al doilea, vâlcenii au acumulat 10 puncte, alte 13 în setul al treilea, care evident a fost ultimul al întâlnirii, astfel că echipa craioveană s-a impus clar cu 3-0. O victorie clară, cum a fost meciul cu vâlcenii? A fost un meci destul de greu, au fost multe greșeli, lipsă de concentrare, s-a văzut oboseala de pe drum și tot așa. A fost un meci ușor, dar bine, ne așteptam să câștigăm, am jucat, am vrut să arătăm un volei frumos și cam asta a fost tot. N-a fost nimic deosebit. Am început un pic mai greu, hai să spunem că suntem în formula asta mai puțin omogen decât la echipa de cadeți, pentru că lucrăm mai puțin timp împreună. Însă, în ansamblu a fost în regulă. În primul rând mă interesează tot cei mici, pentru că ei trebuie să simtă puterea unui joc de junior. A fost un meci frumos, ce pot să zic. Ei sunt o echipă foarte bine pregătită. Noi, din păcate, suntem doar 3 jucători din anii trecuți care suntem mai legați. Restul sunt tineri, sunt noi, dar sunt viitorul. Și poate peste câțiva ani o să ajungem și noi ca și ei. Și a fost un meci frumos, în orice caz. Din punctul meu de vedere, a fost un meci bun, pentru că noi avem o pregătire destul de slabă, pentru că trebuie să învățăm, în primul rând, și na. Nu știu, a fost bine oricum, din așteptările mele. Mă așteptam la un joc foarte bun din partea echipei din Craiova, la condițiile de pregătire care le avem noi cu echipa de juniori. Practic ei nu se antrenează decât o dată pe săptămână împreună, din motive obiective, pentru că clasa 12-a și au foarte multe meditații. E un rezultat absolut normal. Setul întâi a fost destul de bine până la jumătatea setului, după care experiența și valoarea și-au spus cuvântul. Deci eu cred că acest 3-0 este absolut normal. Poate spre sfârșitul campionatului, după ce vom începe și noi să ne pregătim mai mult, s-ar putea să echilibrăm un pic situația. În runda următoare, programată la 5 noiembrie, juniorii vâlceni joacă în deplasare la Clubul Sportiv Școlar Viitorul Cluj, în timp ce oaspeții de astăzi vor avea etapă liberă. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Campionatul Național de Volei al Junioarelor își consumă astăzi etapa a doua. Vâlcencile de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân au debutat victorioase în urmă cu 2 săptămâni, atunci când s-au impus pe teren propriu cu 3-0 în dauna echipei similare din Slatina. De această dată, misiunea formației pregătită de antrenoarea Denisa Stoicănescu se anunță extrem de dificilă. La sala Capela din Râmnicu Vâlcea a venit favorita seriei, Clubul Sportiv din Câmpul Lung, Muscel. Echipa vâlceană, în tricouri albe, acumulase așadar primele 3 puncte în clasamentul seriei a 5-a, motiv pentru care au pornit optimiste lupta cu formația din Câmpul Lung Muscel. În primul act, elevele antrenoarei Denisa Stoicănescu au avut un parcurs foarte bun și se părea că își vor trece în cont primul set. Oltencele au condus așadar cu 18-14, dar până la finalul setului au mai reușit un singur punct, astfel că echipa antrenorului Adrian Mihăilă a câștigat primul act cu 25-19. Vâlcencele au căzut psihic în setul al doilea, la capătul căruia și-au trecut în cont numai 14 puncte. Și totuși, echipa gazdă nu a abandonat lupta și a revenit spectaculos în setul al treilea, pe care l-a câștigat cu 25-17 și a relansat lupta. În actul următor, vâlcencele au ținut cât de cât aproape
aproape până la 15-18, dar finish-ul a aparținut echipei oaspete, care s-a impus cu 25-19, terminând astfel învingătoare cu 3-1. O victorie obținută cu ceva emoții, cum a fost meciul de astăzi? A fost unul destul de frumos, foarte frumos. A fost relativ ușor, numai că noi am greșit destul de multe faze, însă ne bucurăm că am câștigat acest meci. Acest meci a fost unul dificil, dar cu multă dăruire și dorință am reușit să-l câștigăm. Păi, pentru mine a fost un meci relativ dificil, dar câștigat cu multă muncă și având în vedere că echipa este în reconstrucție după ce au plecat cele de la Pitești și capitanul, fostul nostru capitan, Carmen Dițu, eu zic că ne-am descurcat destul de bine. A fost un pic mai greu având în vedere faptul că noi suntem în reconstrucție și avem câteva debutante care se descurcă bine până acum și noi ne dorim și cred că asta face diferența acum, în momentul ăsta, după ce au plecat 5 cu echipele de ale noastre și sperăm să fie așa și mai departe sau chiar mai bine. O victorie frumoasă, obținută cu câteva emoții, cum a fost meciul de azi? Da, astăzi am întâlnit o echipă deosebit de ambițioasă, bine pregătită, care s-a văzut de la începutul meciului, a intrat hotărâtă să și apere șansele cu mare îndârjire astăzi. Noi am știut să gestionăm bine majoritatea momentelor cheie ale acestui joc, astăzi astfel apropiindu-ne victoria. În ciuda acestei înfrângeri, echipa vâlceană a dovedit că poate fi un adversar dificil pentru oricare dintre formațiile care alcătuiesc această grupă. Până acum o victorie și o înfrângere, cum a fost meciul de azi? Meciul de azi a fost unul foarte disputat, în care am întâlnit o echipă cu foarte multă experiență, o echipă cu care ne-am întâlnit și în trecut și anul trecut ne-a bătut tot 3-1 acasă. Însă a fost un meci plin de faze foarte disputate, se pare că am evoluat. Cât și noi, cât și ele, am prins mult mai multă experiență și am reușit să facem un joc frumos pentru oamenii care s-au aflat astăzi în sală. O înfrângere muncii, aș putea spune, în care eu împreună cu echipele mele ne-am dat tot ce am avut mai bun și sperăm că am deplasare să fie un meci mai bun și încă o dată sperăm că s-a văzut un meci cu adevărat de volei, s-a văzut un meci frumos. Cum a fost meciul? A fost un meci dificil, am jucat cât de bine am putut, a fost cot la cot. Deși este o echipă foarte bună și puternică, ne-am dat silința, ne-a plăcut meciul nostru, a fost unul frumos și data viitoare va fi cu noroc. Un meci frumos, neașteptat de frumos, fetele s-au luptat, au încercat, am câștigat un set, am încercat să fim acolo aproape de ele. Surprinzător am condus și în setul 1 și în setul 3. Din păcate ne pierdem undeva pe final de set, cel puțin în setul 3. La sfârșit conduceam 19 și la 17 și de acolo s-a rupt filmul. Am reușit să luăm un set. Să sperăm că asta să le dea un pic avânt pe viitor. De altfel, câmpul lângă o echipă foarte bună, omogenă, fete lucrate, se văd că sunt fete foarte, foarte bune, copii foarte buni. Felicit pe antrenor, felicit echipa de la câmpul lung. Vreau să cred că pe viitor vom fi din ce în ce mai bune. Runda următoare își va consuma jocurile la 5 noiembrie, atunci când echipa vâlceană are etapă liberă, după care, două săptămâni mai târziu, vom reveni în sala Capela, aici unde elevele Denisei Stoicănescu vor primi vizita echipei ASC Juvenil Brașov. Punct final reportajului nostru. Pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.